gestionasem eu. În schimb, am descoperit că zona asta poate fi inteligentă și am gestionat niște momente mai puțin bune din punct de vedere fotbalistic cu eficiență și cred că este important pe parcursul campionatului o să mai avem momente de categorii cu fiecare echipă trece pe momente mai puțin inspirate sau poate de dezinvoltură. Azi noi am trecut, dar am gestionat bine. Cred că rămâne să fim apreciați pentru eficiență. Întrebări. Nu mai aveți nevoie de golul ca să câștigați, nu? Păi am avea, dar nu mai putem să-l avem. Asta e situația. Cătălin a avut un început foarte bun de campionat, a fost foarte bine susținut de echipă, de cei din spate, de tot grupul. Mi s-a oferit o șansă și eu cred că și-a și primit-o, pentru că așa vedem cu toții normal să încercăm să promovăm jucătorii sau imaginea dacă putem. Și valori, bineînțeles. Fiorop e și el golgheter. Voi cred că poți să dea și pe el Steaua? De teamă nu mi-e teamă că cineva va cumpăra un jucător. E o bucurie pentru că jucătorii noștri sunt apreciați. Asta înseamnă că ei muncesc bine. Și chiar muncesc bine, pentru că rezultatele sunt o consecință a unei munci serioase, unei activități bine puse la punct și a unui lucru consecvent. Și atunci chiar e o bucurie pentru mine că jucătorii sunt apreciați. Becali spunea că Dinamo și Botoșani o să fie echipele care o să le ajute, că o să-i ajute Steaua să câștige campionatul. Da. Dacă spunea, nu pot în termen să-l contrazic. E o opinie. M-aș bucura să putem să ne ajutăm pe noi, nu pe alții. Obiectivul nostru este să ne facem treaba noastră, nu să fim un sprijin indirect sau o mantră pentru cineva. Noi ne vedem de treaba noastră. Încercăm să ne bucurăm de momentul bun de acum. Încercăm și noi să lungim cât de mult e posibil. Cam asta sunt. Ok, mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Seara bună.